Există riscul ăla, că lucrurile nu sunt făcute cum trebuie, să apară disfuncționalități, să apară după aceea tot felul de observații, de reclamații, de imputări. Oamenii încearcă să facă caz că lucrurile astea cât mai profesionist cu putință, pentru că, până la urmă, ne punem în risc siguranța noastră, liniștea, pacea. Vă spuneam, cred că, într-o conferință de presă, că astăzi, cred că sunt, nu, mâine, sunt jumătate din consilierii locali de ATN-a la Timișoara și mâine sunt cealaltă jumătate de consilierii la Timișoara la ATN-a. Deci, vă dați seama... Ce v-a dat? Au fost convocați la ATN-a pentru, nu știu ce, ședințe de consilierii locali din acum 2 ani de zile, da? Dar ce s-a întâmplat? Nu știm, pentru că nu știm, avem doar, de fapt, nici nu-i treaba mea, deci eu știu de la ei, pentru că oamenii stau panicat, adică oamenii întreabă, de ce mergem noi la DNA, adică, și vorbesc unii cu alții, dom'le, tu mergi la DNA, da, și dom'le, când mergi? Păi eu joi, la ce ori, hai să mergem pe aceeași mașină, da? E și puțin stupid că ar fi fost frumos ca un procuror de la DNA să se deplaseze la Reșița, în loc să trimită 17 sau 20 de consilieri locali, să se prezinte într-un birou acolo ca pe vremea Gestapo-ului, da? Nu e o chestie rațională, da? Și stupizenia e cu atât mai mare cu cât toată șandramaua asta se întâmplă pe baza unei reclamații făcute probabil de vreun... Că și eu am fost la Timișoara, cum am făcut. Și eu am fost la Timișoara cu 4 luni de zile într-un proces la curtea de apel. Nu știam cu cine, am zis să mă duc, nu mi-am angajat avocat și m-am trezit cu Marius Seghetu și intrăm pe ușă în sala de judecată. Asta e. Am proces cu Marius Seghetu, da? Veneau pe acolo oameni în cătușe, oameni scoși din pușcărie, aduși să depună declarații, primarul stă cu Seghetu și la curtea de apel. Cam asta facem noi. Și asta facem noi. Și dacă vreți, uitați, mi-am venit în minte acum că am avut un proces când eram la Montebanato, la Viena. Un proces la Viena, pe un litigiu comercial cu o firmă din Germania și ne-am dus la clădirea X, la etajul 7, ne-am intrat într-un birou unde era un judecător, nu avea nici grefie, avea niște instrumente care numea sunt de înregistrare, ne-am primit frumos, elegant, am vorbit, am plecat, salut, la revedere. Sunt multe lucruri de schimbat în țara asta. Ideea este ca fiecare să-și facă treaba. Noi încercăm să facem treaba aici, am lăsat. Pentru că bunicul nu mai este o vorbă. Schimb ce poți să schimbi și ce nu poți să schimbi, trebuie să te obișnuiești că nu poți să schimbi și asta.